Dance Floor Radio. Vibe FM. Vibe FM, un proiect radio care a schimbat istoria radioului, a reușit să fie un radio în sensul adevărat al cuvântului, un radio care se naște odată la 100 de ani. Nu știu dacă cei care au creat acest proiect radio s-au gândit vreodată că vor întrece perfecțiunea. Ei bine, ei au făcut-o. A fost un radio care, deși activa pe nișa dance, cu muzică dance, electro house și trance, a oferit tot ce se putea ascultătorului. Feelingul specific pe care l-a avut Vibe FM a fost și va rămâne de neegalat. A fost un radio incredibil de reușit. Nu știu dacă ar exista un cuvânt mai mare să definez ceea ce a fost acest radio, începând de la nume, slogan, logo, până la jingle-uri și culorile pe care le foloseau în logo sau design pentru site. Am avut onoarea de a face licența pentru Facultatea de Jurnalism despre Vibe FM Dance Floor Radio. Probabil singurul reportaj despre un radio. Ei bine, acest reportaj nu este despre mine, este despre oamenii care au creat acest radio minunat și care ne-au oferit șansa să auzim ceva pe care probabil nu am fi avut șansa niciodată. Mulțumesc Christian Green, Liviu Hodor, Green Noise și Pillman pentru că mi-ați oferit șansa să fac un reportaj despre Vibe FM Dance Floor Radio. Sunt M Dance Floor, vă prezint povestea unui radio. Radio, un nume, un proiect, o legendă. Un radio este precum o melodie, numai că el nu devine un hit internațional. Devine un nume cunoscut, un proiect construit de mulți oameni și o legendă în ochii multora. Pentru că, nu e așa, orice radio are o poveste în spate. În următoarele minute vă prezint povestea unui radio. În anul 2007, grupul Legarder a achiziționat frecvențele Radio Dea, un radio de nișă dance. Strategia era simplă, după ce cumpărau frecvențele, le foloseau pentru a extinde în alte orașe postul Radio 21, acolo unde nu avea acoperire. La acea vreme, francezii din grupul Legarder dețineau două radiouri, Radio 21, respectiv Europa FM. Pentru că frecvențele de la Radio Dea se găseau și acolo unde Radio 21 deținea deja frecvențe, în anul 2008 au creat un radio no-name, de nișă dance. Numele radioului l-au dezvăluit pe 7 aprilie 2008, atunci când a luat naștere un nou radio în București pe frecvența 92,1 FM. Denumit Vibe FM, cunoscut sub sloganul Dance Floor Radio și care a avut parte de o petrecere oficială pe data de 29 mai 2008 la Arenele Romane, unde au mixat DJ care au contribuit la proiectul Vibe FM, dar și nume internaționale precum Sebastian Ingrosso și Steve Angelo. Salut, sunt Cristian Green, atmosfera este minunată ca de început așa, este soare, este frumos, ne bucurăm cu toții de acest lucru. Salutare, salutare, sunt DJ Andy. Vă așteptăm și la următoare petreceri, ascultați Vibe FM în continuare and keep in touch. Ok, party people in house, o petrecere de senzație în această seară în București, aici la Arenele Romane. Sunt Vali Bărbulescu și vă mulțumesc foarte mult. Publicul Vibe FM este minunat. Dance Floor Radio. Vibe FM. Emisiunile difuzate la Vibe FM au făcut parte din viața fiecărui viber timp de 7 ani. Ani în care, pe cele 8 frecvențe Dance Floor Radio, au răsunat radio show-uri și mixuri ale celor mai tari DJ. Una dintre cele mai îndrăgite emisiuni difuzate la Vibe FM a fost Vimix, o emisiune prezentată de Christian Green. DJ și producer, Christian Green s-a remarcat prin mixurile difuzate în radio show-ul Vimix. De luni până vineri, de la ora 12, timp de o oră, electriza ascultătorii cu cele mai tari melodii dance. Remixate sau originale, piesele selectate de Christian Green au făcut furori încă de la prima audiție. Vimix a însemnat pentru Christian Green un mare succes, mai ales că era una dintre cele mai iubite emisiuni din grila Vibe FM. Perioada din viața mea, Vibe Mix fiind unul dintre proiectele mele care mi-au reușit, spune încă de la început. Ce să zic, sunt amintiri atât de frumoase și o perioadă de 7 ani jumate cât a durat Vibe FM Dance for Radio, care m-au marcat, pot spune, pentru tot restul vieții. Vibe Mix with Christian Green.
Pentru Cristian Green, Vibe FM a fost și va rămâne un proiect la care a lucrat cu mare mândrie, un loc unde și-a lăsat o parte din el. Da, pot spune că a fost unul dintre proiectele mari din România care au reușit în direcția dance, în direcția house, în direcția muzicii mai puțin comerciale și, bineînțeles, undeva unde eu m-am pus tot sufletul, de la secunda zero. Vibe FM. The best Romanian DJs are on Vibe FM. They vibe every night with the latest tracks. Dacă ajungeai la Vibe FM, ajungeai un om cunoscut. Vibe FM a fost precum un manager, unde toți cei care aveau șansa să facă parte din grila radio deveneau mai cunoscuți și mai ascultați. Twisted Elements, un alt radio show, o altă direcție dance. Green Noise și Pillman au creat unul dintre cele mai tari radio show românești, care a prins încă din primele minute. Pillman, jumătatea proiectului Twisted Elements, ne spune ce stiluri abordau în radio show și ce a însemnat pentru el Vibe FM. Emisiunea Twisted Elements a fost și va fi cea din tâi șansă de a mă face auzi prin muzica care o mixam. Am abordat atunci genul house, tech house, piesele conținând și elemente tribal și progresiv. La începutul fiecărei ediții Twisted Elements aveam intervenții prin care anunțam release-ul pieselor și remixurilor, cât și evenimentelor care urmau să le avem prin țară, sub numele de Green Noise și Pillman. Green Noise and Pillman. Dacă erai difuzat la Vibe FM, aveai șansa să te remarci, atât în cluburi, cât și pe partea de radio show. Dar ce înseamnă de fapt acest lucru? Ei bine, ne spune chiar Green Noise, cealaltă jumătate din proiectul Twisted Elements. Sunt Green Noise, cealaltă jumătate din proiectul Green Noise and Pillman. După cum probabil cunoscătorii sau ascultătorii Vibe FM ne știau din emisiunea Twisted Elements, a fost o perioadă foarte mișto pentru noi, ca și DJ, artiști, atât pe partea de DJ de radio, dar și pe partea de DJ în cluburi, pentru că majoritatea evenimentelor se desfășurau sub umbrela Vibe FM. A fost un plus pentru noi, ne-a făcut ceva mai cunoscuți, o asociere cu Vibe FM. Și dacă vrei să atragi atenția, trebuie să știi să selectezi muzica, pentru că nu e așa, nu te poți numi DJ dacă nu ești în stare să recunoști muzica adevărată. Timp de 4 ani, săptămânal căutam piese pentru emisiune. Din aproximativ 50 de piese bune, alegeam 15 dintre ele ca fiind cele mai bune pentru mixul din săptămâna respectivă. Twisted Elements. Twisted Elements cu Green Noise și Pillman. Twisted Elements era difuzat la Vibe FM în fiecare marți, de la ora 21. Radio show-ul s-a numărat printre cele mai descărcate emisiuni radio de pe site-ul vibefm.ro. Dance Floor Radio. Vibe FM. Un mare atu pe care Vibe FM l-a avut a fost și va rămâne o legendă, anume emisiunea Request 69, o emisiune prezentată de Liviu Hodor și DJ Andy. Prima emisiune cu dedicații și mixuri, unde au răsunat remixuri și producții internaționale. Formatul pe care îl abordau în Request 69 a fost unic și a prins foarte repede. Un format care a devenit un trend preluat de către celelalte radiouri. Cea mai mare audiență pe care Vibe FM a avut-o a fost în cadrul emisiunii Request 69. Liviu Hodor ne spune ce a însemnat pentru el anii la Vibe FM și Request 69. Pentru mine a fost o bucurie să fac timp de 10 ani cu S69. A fost o emisiune concepută de mine și m-am bucurat că aceasta a avut succes. Dacă în primii ani la Radio Dea requestul era peste concurența One FM, la Vibe FM am reușit performanța de a ajunge pe primul loc în București, chiar și peste radiourile mainstream, Kiss FM, Zoo, Pro FM sau 21. A fost fan și datorită relației de prietenie cu DJ Andy. E foarte important să te înțelegi cu colegul de emisie. Chimia asta a ajuns și la ascultători. A fost primul show mixat live cu mesaje de la ascultători. Conceptul a fost bun și a fost preluat și de alte radiouri. From 629. Music you think is divine. This is Request 629 on
on Vibe FM. We're gonna rock the party. From 6 to 9, tracks that you want to shine. Enjoy Request 6 to 9. Request 6 to 9. Live mix. Hello, hello, party people! Livy Hodor vă salută în acest moment. Alături de mine, ca de obicei, DJ Andy. Bună seara, mai să bună seara. Bună seara, domnul Liviu, bună seara tuturor. Începe un nou Request 69 împreună până la ora 21. Vă așteptăm la 599-3699 sau la numărul de SMS 0733 Vibe FM. Request 629. Viberii așteptau să se facă ora 18, pentru că începea Request 69, un loc unde dedicațiile muzicale se combinau cu cele de la un Viber la altul. 26 de minute, dincolo de ora 19.07.33, Vibe FM vă așteaptă în continuare. Vedem ce mesaj am mai primit. Ioana pentru Bogdan cu mesajul spor la treabă și pentru voi, sunteți cei mai buni. Bună băieți, sunt Ines și aș dori să dedic deja vă pentru fătișoara Denisa. Vă mulțumesc și vă urez o seară frumoasă. Alexandra pentru Marisica, iubește tare, tare mult și pentru noi. Mersi, toate bune, DJ Andy in session, mai se bagă una săltăreață. Ascultăm Marcus Gardeveg. Take play, let the below. Request 69 a fost prima emisiune radio care a lansat artiști și muzică dance electro internațională. Livy Hodor și DJ Andy au lansat artiști precum David DJ, Ella Rose, Deepside DJs, Deep Central, Matthias, Morris, Sarah Rising, Play & Win, MC Danny, Narcotic Sound și mulți alții. Cei mai în vogă artiști lansați la Vibe FM în cadrul emisiunii Request 69 au fost Ina, Alexandra Stan și Edward Maia, care au devenit artiști internaționali. Ina fiind prima artistă de muzică dance care a detronat top charturile internaționale cu single-ul Hot. Am lăsat trenduri muzicale, am adus genuri care au devenit celebre worldwide, am lăsat artiști. Ina e unul dintre exemplele cele mai cunoscute. Ina e cunoscută de fapt în toată lumea la momentul actual. În anul 2009, Edward Maia și Vika Jigulina au lansat la Request 69 Stereo Love, melodie care a ajuns number 1 în UK Dance, dar și în US Billboard Hot 100, unde a staționat pe locul 16, cea mai mare performanță pe care o producție românească a avut-o pe plan internațional. Edward Maia cu Vika Jigulina, Stereo Love, este o piesă lansată de noi, o piesă care a fost number 1 în UK și a ajuns până pe locul 16 în Billboard-ul american, cea mai bună performanță a unei piese românești. Request 629. După atâția ani, ar fi imposibil să nu ai amintiri frumoase, dar ce a însemnat Vibe FM pentru Liviu Hodor? Vibe FM. Vibe FM a fost ca și copilul meu. Mi-aduc aminte că am stat zile și nopți lucrând la concept, la baza de date, la editat piese, la editat playlist-ul, la conceput de texte, de jingle-uri, de rubrici. Am ținut legătura cu agențiile mari pentru a avea tot timpul cele mai importante show-uri cu cei mai tari DJ din lume la momentul respectiv. Emisiunea Request 69 cu Liviu Hodor și DJ Andy era difuzată la Vibe FM în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 18. Vibe FM. Vibe FM a fost singurul post de radio care nu a avut resurse de promovare. Nu a dispus de un buget de promouri. Audiența radioului a crescut datorită viberilor care au răspândit vestea despre apariția lui. De altfel, Vibe FM a fost un radio mai apreciat față de concurență, pentru că nu difuza publicitate. Cea mai multă reclamă difuzată la radio era un promo de maxim 3 minute. În mare parte, reclama consta în grila Vibe FM. Cele mai difuzate reclame erau la radio show-uri precum Tiesto's Club Life, A State of Trance, Vonic Sessions, Release Yourself sau Dance Department.
Legătura dintre ascultători și Vibe FM a făcut ca treaba să meargă de la sine. Nu aveam bugete mari de promo, dar practic radioul a funcționat pentru că era fresh, iar oamenii vorbeau despre el și promovau între prieteni. Și așa s-a creat o comunitate foarte mișto. A fost probabil cei mai frumoși ani de radio. When you dance, you vibe. When you dance. Proiectul Vibe FM Dance Floor Radio a fost un radio care s-a vrut a fi dominator în audiență și ochii pasionaților de muzică dance, house, electro și trance. Singurul radio care a deținut una dintre cele mai mari audiențe din istoria radioului cu doar câteva frecvențe, 8 la număr. București, Piatra Neamț, Bacău, Botoșani, Buzău, Tulcea, Zimnicea și Onești. Față de un radio comercial care deținea peste 20 de frecvențe în toată țara. Și povestea ar fi continuat, însă visul frumos a fost stins în anul 2015, când s-a luat decizia să fie înlocuit de alt format. Cu toate că Vibe FM a dispărut, sute de Viber își amintesc de acele zile și în ziua de azi, ascultând pe YouTube melodii lansate de Vibe FM și DJ seturi din anii 2008, respectiv 2010. Și dacă e ceva ce ne unește pe noi, ascultătorii de Vibe FM, acel ceva este că am rămas Viberi Forever. Dance Floor Radio, Vibe FM.